Zisa Domnul către dânsii, luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, că sau pe unul va urâ și pe altul va iubi, sau după unul se va ține și de celălalt nu va avea grijă. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Drept aceea vă spun vouă, să nu vă îngrijiți pentru viața voastră, gândind ce veți mânca, ori ce veți bea, nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu secere, nici nu adună în hambare. Și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Au nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, oricât și-ar pune el mintea, poate să-și adauge la statura sau în corp? Iar de îmbrăcăminte, ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc nici nu tor, și totuși vă spun vouă, că nici Solomon în toată mărirea sa nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă iarba câmpului care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, o puțin credincioșilor? Deci să nu duceți grijă zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, căci toate acestea le caută păgânii. Doar știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de toate acestea. Ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea se vor adăuga vouă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ieri am vorbit despre credință. Credința care poate să fie de mai multe feluri. Adică reaua credință, falsa credință și credința cea adevărată care slujește pe Dumnezeul cel adevărat. Credința omului, iubiți credincioși, nu poate să stea undeva suspendată în aer, fără de manifestare. Credința implică slujirea omului. La fel precum credința, așa și slujirea omului poate să fie demonică, poate să fie o slujire rea, poate să fie o falsă o slujire sau o slujire adevărată. De aceea Domnul Dumnezeu ne îndeamnă și ne cheamă la credința cea adevărată, la slujirea cea adevărată și la lumina cea adevărată. De aceea noi, la fiecare Sfântă Liturghie, la sfârșit, după ce ne-am împărtășit cu Sfintele și Preacuratele Taine, spunem toți în cor și cântăm: am văzut lumina cea adevărată, am aflat credința cea adevărată, am aflat slujirea cea adevărată, nedespărțite Sfinte trăim închinându-ne. Tocmai pentru a mărturisi și a spune că suntem nu în orice credință, nu în orice slujire, nu în orice făptuire, nu în orice închinare la Dumnezeu străin, ci în adevărata închinare, slujire și credință. Omul, iubiți credincioși, nu poate să trăiască pe fața pământului fără să aibă o credință. Chiar dacă el crede rău, chiar dacă el crede fals, chiar dacă el crede în sine sau în altceva, el crede. Pentru că credința este o stare firească a ființei umane. Omul este făcut să creadă, să înțeleagă și să slujească. Omul pe fața pământului, cum nu poate trăi fără credință, nu poate sta
nici fără de slujire. Ori slujește lui Dumnezeu, ori slujește lui Mamona. Nu există cale de mijloc. De ce? Pentru că într-un început Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om Dumnezeu după har și trebuia să crească în această stare de la iluminare la îndumnezeire. L-a făcut Domnul Dumnezeu pe om preot, adică slujitor al lui Dumnezeu și stăpânitor al întregii creații. Și l-a făcut Domnul Dumnezeu pe om și profet, pentru că Adam a pus nume fiecărui animal în parte prin darul profeției. Aceste daruri de Dumnezeu după har, împărat al creației, profet, preot, arhiereu, slujitor al lui Dumnezeu, aceste daruri omul le-a pierdut și a pierdut și ideea în sine. De aceea, iubiți credincioși, încetul cu încetul, omul a început să se identifice cu sufletul său la nivel rațional, apoi doar cu trupul său la nivel trupesc și cu atât mai rău s-a identificat în voință, în lucrare și în toate cele exterioare cu demonii, ajungând chiar slujitor al satanii. De aceea, în pericopa evanghelică de astăzi, chiar dacă vedem că Domnul vorbește frumos despre crinii câmpului, despre iarba pământului, despre frumusețea naturii, despre Dumnezeu ca Tată, chiar dacă este plăcută această pericopă evanghelică în care Domnul Dumnezeu ne spune că este proniator, că are grijă de noi, că ne iubește mai mult decât pe orice și dacă El are grijă de crinii pământului, de iarba pământului și de păsările cerului, cu atât mai mult are grijă de noi, puțin credincioși și ca fii ai Săi, chiar dacă pericopa evanghelică de astăzi este o stare de protecție părintească, este o sabie înfiptă în adâncul inimii omului, într-un mod foarte delicat și fin prin cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne spune clar, nu mai puteți sta în starea de schizofrenie. Lumea este într-o schizofrenie totală, este Hristos. Ce este această stare de schizofrenie? Este ruperea în interiorul ființei noastre. Este dezbinarea sinelui uman, dezbinarea unității ființei umane între două slujiri. Slujirea pe verticală, în lumină, în credință, către Dumnezeul cel adevărat, sau dacă nu, slujirea pe orizontală, în întuneric și în adânc către satana, slujire față de pământ, slujire față de mâncare, de băutură, de haină, de trup, toate acestea ducând la un moment dat la o sfâșiere a sinelui nostru între două slujiri. O singură chemare, dar două slujiri. Suntem chemați să fim Dumnezei după har. Nu suntem chemați să slujim celui întunecat. Dar avem două slujiri pentru că noi, iubiți credincioși, ne-am identificat prin iubirea trupească de sine cu trupul, ne-am identificat cu cele văzute și Domnul spune clar, luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău este murdar, toate ale tale sunt murdare și întunecate. Adică dacă în lumea aceasta văzută, în lumina aceasta a soarelui, noi avem ochiul murdar, tot ceea ce mișcăm, lucrăm și toate ale trupului nostru sunt întunecate și murdare. Dar nu suntem doar trup. De aceea, plecând la lumea aceasta văzută, Domnul spune clar, dacă în lumina fizică ne întunecăm și ne rătăcim, cu atât mai mult în lumina sufletească, psihică și rațională, pentru că încurcăm ideile, încurcăm rosturile, încurcăm sensurile, dăm sensuri greșite, false, nebune și satanice tuturor lucrurilor de pe lumea aceasta. Și atunci, iubiți credincioși, plecând mai departe, Domnul spune așa, dacă în lumea văzută, în lumea sensibilă, dacă în lumea rațională, în lumea ideilor, pe toate le încurcați și le răsturnați, ce să mai spunem în lumea spirituală, în lumea Duhului, pentru că atunci vei sluji nu îngerilor, nu Sfintei Trăimi, nu Dumnezeului celui adevărat, vei sluji demonilor și stăpânului lor, satana, și te vei duce către iadul întunecat. De aceea, iubiți credincioși, noi toți oamenii de pe fața pământului suntem chemați la preoție.
Preoția este un dar firesc al ființei umane. Dar neînțelegând lucrurile, unii au ignorat această preoție, unii au banalizat-o, alții au exagerat-o și alții au amplificat-o, au absolutizat-o. Cine a absolutizat această preoție? Papismul. Ei au spus așa, doar clericii pot studia Scriptura, doar clericii și preoții sunt cei care sunt în legătură directă cu Dumnezeu, doar papa poate să dea el dispense și indulgențe și așa mai departe, iar poporul de rând să stea în neștiință, ascultare și au băgat acea prostie și nebunie care merge la infinit, crede și nu cerceta. Dar Domnul a spus clar, cercetați Scripturile toți, că în ele aveți viața veșnică. Cercetați, studiați, credeți și slujiți. Opunându-se acestui absolutism, acestui clericalism, acestei instituții, să zic așa, a preoției, care a ajuns funcțională și foarte strictă, s-au opus protestanții. Protestanții ce au făcut? N-avem nevoie de cler, n-avem nevoie de preot și de episcop și de papă, n-avem nevoie ca numai ei să fie în legătură cu Dumnezeu. Noi toți suntem preoți prin preoția universală și fiecare este preot la Dumnezeu. Eu citesc Scripturile, eu slujesc cu Dumnezeu cum vreau eu, eu le interpretez cum vreau eu și atunci slujirea unora a devenit absolută în cler, spunând că doar ei sunt slujitorii lui Dumnezeu, clericii, și alții au spus, noi toți suntem slujitorii lui Dumnezeu cum vrem noi și cum ne taie capul. Singura măsură adevărată, iubiți credincioși, este așezarea în armonie, în ierarhia cea adevărată, în rânduiala lucrurilor așa cum le-a lăsat Domnul Dumnezeu, era Moise, Aron și poporul. Era clerul și poporul și toți slujeau și luptau pentru bunul Dumnezeu. Erau un tot, totul era unitar. Măsura cea adevărată este ca toți să fim slujitori în Biserica lui Dumnezeu, în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, Biserica Ortodoxă, a Dumnezeului cel adevărat. Adică, noi suntem clericii care avem darul de a sfinți, de a binecuvânta, de a face toate aceste rânduiri ale bisericii și de a face să curgă harul lui Dumnezeu prin tainele bisericii, dar și voi sunteți prin preoția slujitoare, prin preoția universală, sunteți preoți ai lui Dumnezeu, chiar dacă nu puteți să faceți să curgă prin voi harul în sfintele taine, harul curge în fiecare zi, în viața de zi cu zi prin voi, pentru că și vouă vi s-a dat puterea de a primi cuvântul Dumnezeu, de a trăi cuvântul Dumnezeu, de a tâlcui cuvântul Dumnezeu în inima voastră, dar în rânduiala și așezarea bisericii și de a stăpâni pământul, de a sfinți lucrurile. Omul sfințește locul, adică este un preot fiecare la locul lui, la casa lui. De aceea, iubiți credincioși, lucrurile trebuie cunoscute foarte bine, pentru că Domnul ne spune așa, de ce ați așezat voi haina care acoperă trupul mai presus decât toate, închinându-vă și îngrijindu-vă la ce veți îmbrăca și cum veți trăi pe pământ? De ce le-ați pus pe toate cu sus în jos și invers? De ce credeți voi că pentru suflet viața voastră este mâncarea și băutura, precum bogatul din Evanghelie, când spune, ai de toate, mănâncă, veselește, bea și fii fericit în inima ta și mai ceri la Dumnezeu și ani mulți, el crezând că va satura sufletul cu mâncarea și cu băutura. De aceea, iubiți credincioși, nici haina, nici îmbrăcămintea, nici cirea ale trupului, nici mâncarea, nici băutura, nu vor așeza omul în slujirea cea adevărată, ci doar alegerea lui liberă, credința cea adevărată, închinarea cea adevărată, în duh și adevăr îl așează pe om în statura lui de preot și de slujitor al lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, mai mult ca niciodată Domnul Dumnezeu ne spune așa, a fi preot înseamnă să le rânduiești pe toate, să le ridici pe toate, să le armonizezi pe toate în jurul tău și să le înalți către lumină, prin înviere și înălțare, să le înalți către lumina lui Hristos. Dar dacă noi pe toate le coborâm, le adâncim în întunericul ființei noastre, noi, fiecare dintre noi, alegând în continuu să slujim lumii, să slujim trupului, să slujim păcatului și în adânc slujind de fapt satana, noi alegem indirect, inconștient să fim slujitori și preoți ai celui întunecat.
Deci nu poți să fii decât preot al lui Dumnezeu sau preot al satanei. Slujitor al luminii sau slujitor al întunericului. Nu poți sta la mijloc. Nu poți sta între două luntri. Ori lui Dumnezeu, ori lui Mamona. Și mai mult ca oricând, iubiți credincioși, în ziua de astăzi, suntem puși fiecare dintre noi să alegem. Pentru că lucrurile și timpurile s-au rânduit de așa natură și s-au înghesuit, s-au strântorat, încât nu mai putem sta în starea noastră de duplicitate, fățărnicie, fariseism și slujire, iubiți credincioși, la doi domni. De aceea suntem puși în situația din ce în ce mai mult de alege, ori cu Dumnezeu, cu mărturisirea dreptei credințe, cu afirmarea credinței păstrate în Sfânta Biserică prin fapte și prin mărturisire și acceptarea oricărei prigoane care vine din partea unui sistem satanic întunecat. Sau dacă nu, vei alege confortul, vei alege să slujești trupului, te identifici cu sistemul, cu lumea aceasta și s-ar putea să vezi că nu ești cu crucea, ci ești cu steaua în cinci colțuri. Nu o stea în cinci colțuri pusă una singură pe un steag roșu în timpul comunismului, ci pe 12 stele, mai multe capete ale fiarei pe o culoare albastră, care este un simbol al apei, al mării, care înghite tot prin pofta nebună a lumii acesteia. Dacă s-a păjolit ființa umană prin roșu, prin foc în comunism, acum se înghite tot prin apă și tot prin acel demon steaua în cinci colțuri, iubiți credincioși. De aceea, trebuie să rămânem în mijloc, în credința cea adevărată, în slujirea cea adevărată, dar nu o slujire formalistă. Adică de dimineața și până seara, închinarea la Dumnezeu cel adevărat trebuie să fie nu doar în biserică, nu doar în cele exterioare, ci și închinarea mistică prin repetarea continuă a rugăciunii Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, să fii un preot adevărat, cum se spune în Psalmul 50. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidul Ierusalimului, atunci voi pune pe altarul tău, pe inima mea, jertfe, adică gânduri duhovnicești, viței, gânduri bune. Și această slujire interioară se identifică cu slujirea în biserică și cu slujirea în marea biserică, în viața noastră de zi cu zi, când spunem cu pace să ieșim într-un numele Domnului. Dar, iubiți credincioși, ce trebuie? Asumarea. Ieșirea noastră din această stare de fariseism și de duplicitate și, repet, unul ești în biserică, altul ești când ai ieșit pe poarta bisericii. Unul ești când vii la Sfântul Altar și te smereșești cu fața smerită și deodată când l-ai văzut peste o oră, parcă nu-l mai recunoști, ești alt om, alt chip, altă atitudine, altă stare, pentru că ai intrat alt duh în el. Și atunci te întreb, care ești tu? Cel de pe stradă care arăți cu totul și cu totul altfel? Sau cel din Sfânta Biserică? De aceea ai văzut că din cioși, tu când ești în chilia ta, ca monah, în casa ta, ca mirian, când ești în biserică, când ești pe stradă, trebuie să fie cât mai mic defazajul dintre aceste chipuri, ca tu să fii unul și același și mai degrabă să fii mai păcătos la exterior, dar să nu fii fățarnic în interior. Pentru că fățarnici își păstrează o stare exterioară impecabilă, dar în interiorul lor sunt niște farisei, fățarnici și duplicitate. De aceea, iubiți credincioși, încă o dată, în ziua de astăzi, fiecare dintre voi, gândiți-vă la această chemare și la această asumare pe care ne-o spune pericopa evanghelică de astăzi. Ori cu Dumnezeu și cu împărăția și cu lumina, ori cu satana, cu întunericul. Și din ce în ce veți fi puși în situația de a trăda. Unii în ziua de astăzi caută soluții. Adică, iau o hârtie ca și cum mi-am făcut vaccinul. Nu fac vaccinul și fac compromisuri și zic că ei sunt creștini. Unde este mărturisirea ta? Unde este atitudinea ta? Alții scornesc tot soiul de șmecherii. Dar de ce nu spui pe față și să spui, eu nu sunt de acord cu noua ordine mondială, nu susțin această cacealmaș, această pandemie, lupt pe frontul acesta, acolo unde sunt eu, la serviciul meu, în familia mea, în societate, între prieteni și spun adevărul, lupt împotriva acestei lucrări satanice și demonice, îmi țin credința și viața și curățenia, pentru că nu e o problemă de știință, iubiți credincioși, ce se întâmplă în ziua de astăzi, ci este o problemă de credință. De ce?
Pentru că prin cele ale științei vor să-ți tragă trupul în jos și prin trup să-ți tragă psihicul și trăgând psihicul trebuie să-ți tragă duhul în cele ale adâncului, pe toți legându-i într-o rețea întunecată, într-o liturghie neagră, slujind cu toții lui Mamona, adică banului și prin ban nu vei putea cumpăra, nu vei putea vinde, toți vor sluji lui Satana. Nu vei putea sluji la doi domni, hotărăște-te creștinule cu cine ești. Dar nu există slujire fără de biserică, nu există biserică fără altar, nu este altar fără Sfântă Masă și nu este Sfântă Masă fără de jertfă. Și atunci, dacă tu ești creștin, hotărăște-te cu cine ești, cu Hristos, vii să te împărtășești în fiecare duminică, sau nu ești cu Hristos și lei doar de 2-3 ori pe an, punctând, să zic așa, că ești cu Dumnezeu, dar tu de fapt tot anul trăiești cu totul și cu totul în altfel, numai creștinește, nu. A fi creștin înseamnă a fi deplin cu toate, ridicând, căzând în fiecare zi, dar mergând pe calea cea adevărată, pregătindu-te prin pocăință și prin umilință și prin smerenie, să primești vrednicia de a te împărtăși cu Sfintele și Preacuratele Taine. Și atunci, dacă l-ai pe Hristos în tine în fiecare duminică, spui în inima ta, mărturisești în inima ta și lui Dumnezeu și ție și lumii că tu te-ai împărtășit și te-ai pocăit. Nu mă interesează ca preot câte mii de metanii faci acatiste și postiri. Asta este nevoința ta personală. Mă interesează ce ai obținut din această lucrare ca stare de umilință și de smerenie, care această smerenie te face vrednic în fața lui Dumnezeu de a primi Sfintele și Preacuratele Taine și în felul acesta mărturisești că ești cu Dumnezeu și cu nu cu Mamona. Bunul Dumnezeu să deschidă mintea preoților și a creștinilor, să înțelegem cu toții că mai mult ca nici oricând, ca oricând trebuie să fim hotărâți pe viață și pe moarte în slujirea Dumnezeului celui adevărat. Amin.